Cea mai frumoasă stațiune din Banat este luată cu asalt în aceste zile de turiștii dornici de distracție în apa fierbinte de care pot beneficia. În actualul context social privind noul coronavirus care a speriat întreaga populație, oamenii au devenit mai reticienți în ceea ce privește distracția și relaxarea. Cu toate acestea, celebrele cădițe de pe Valea Cernei au fost vizitate de câțiva turiști dornici să beneficieze de efectele apei. Cât de mult ați așteptat să reveniți la cădițe? Am așteptat ca aerul, ca pâinea caldă. Ne face bine la reumatism, pentru sănătate, din aer liber, în natură. Veneați des aici? Da. Face drumul ăsta foarte des. Venim de la Oravița, Moldova Nouă. Indiferent de anotimp, tratamentele alternative cu apă sulfuroasă de la izvoarele termale naturale de pe malul Cernei atrag turiști din toate colțurile țării. Cele 50 de grade Celsius ale apei din cădițe fac ca vremea de afară să nu mai conteze. Aerul curat, apa termală și traseele întâlnite aici fac ca oamenii să nu mai țină cont de actualul context social. Faptul că turiștii se pot bucura de beneficiile apei termale gratis fără a plăti anumite taxe pare a fi favorabil pentru aceștia. Însă condițiile găsite aici îi nemulțumește pe cei mai mulți dintre ei. Cât de mult ați așteptat să reveniți la cădițe? Am așteptat foarte mult, că mai venim în fiecare an, ne-a plăcut să venim aici și acum am venit să vedem dacă s-a mai făcut ceva să noi, ceva nou, să mai... Deocamdată e bine, s-ar putea și mai bine. Condițiile nu sunt favorabile? Nu sunt chiar favorabile cum ar trebui. Deci... E bine că încă e gratis, încă nu ne pun bani. Taxe, e bine, deocamdată este bine, dar se poate și mai bine. Deci să mai facă ceva nou. Fără sprijinul constatat al autorităților locale, acest loc va rămâne într-o continuă stare deplorabilă. Bazinele recunoscute pentru efectul terapeutic al apelor termale ar trebui să atragă turiștii, nu să-i alunge. Construcțiile nu au mai beneficiat de reabilitare de peste 3 decenii, iar șansele ca ceva să se schimbe în acest sens sunt aproape zero.